Cumpără sunt și NFC25 de pe Yosemite folosind linkul din descriere și folosește codul UNRELABYTE pentru 6% reducere. Am multe detalii în descriere. Sau și am găsit la un nou videoclip acest canal astăzi. O să construim echipa cu cel mai mare potențial din EFC25. Practic o să transferăm pe fiecare poziție câte un jucător care are cel mai mare potențial din acest joc. Ideea este luată din afară, mi s-a părut o idee foarte interesantă, așa nici să o facem și noi, să vedem ce reușesc jucătorii noștri să facă. Însă înainte să începem, v-aș ruga acolo să apăsați butonul de like să văd susținerea voastră la videoclipurile mele și să strângem acolo, dacă se poate, 100 de like-uri, m-aș bucura foarte, foarte mult. E bine, acestea fiind spuse, haide să setăm și niște obiective, pentru că vom sta la această echipă și vom simula 5 sezoane. Iar obiectivele pentru aceste 5 sezoane sunt destul de interesante, eu zic că reușim să facem ceva cu aceste obiective. Desigur că Champions League-ul a 3 câștigat, pentru că ăsta este obiectivul principal. Trofeele vedem noi cum reușim să facem, iar Liga până la urmă trebuie să reușim să câștigăm cu siguranță. E bine, și acum mergem la construcția echipei, pentru că avem foarte mult de construit. Echipa noastră arată foarte, foarte slab în momentul față, nu este o echipă absolut deloc de Premier League, însă noi o vom schimba total. Începe cu prima poziție, care este de portar. Și pe această poziție o să transfer 2 jucători cu cea mare potențial pentru a umple și banca de rezerve. Însă înainte să începem să transferăm jucătorii, vreau să vă spun că avem voie să transferăm jucătorii care au sub 21 de ani, adică 21 sau sub 21, ca să puteți transfera niște jucători interesanți. E bine, și acum haideți să începem. E bine, și la portar, pentru potențial și vârstă, i avem aici pe Restes și pe acest jucător Bart Verbruggen. Cred că așa se pronunță, s-ar putea să fie greșit. Totuși, doi portari foarte, foarte buni, clar portarul nostru principal o să fie Restes, însă poate va juca și acest portar Bart. Așa că haideți să transferăm la echipă. Așa că Restes și celălalt portar vin la echipă pe o sumă destul de bună amândoi. E bine, și mergem și punem primul nostru jucător din primul 11, Restes, care chiar arată foarte bine acolo și desigur Bart pe banca de rezerve. Trecem poziția de fundaj, care este destul de interesantă pentru că va trebui să transferăm 4 jucători la echipă. Destul de mulți, dar o să vedeți că o să fie foarte interesant pentru că am niște idei chiar foarte, foarte bune. E bine, și la fundaj avem 4 jucători chiar foarte, foarte buni. Avem pe Cubarsi, pe Hato, pe Scalvini și pe Antonio Silva. V-am spus, 4 jucători foarte, foarte buni. Clar vor începe Scalvini cu Antonio Silva, însă potențialul cel mai mare îl are Cubarsi de 88 și Hato la fel de 88. Scalvini parcă să zic că are 87. Oricum, foarte buni toți jucătorii, așa că haide să-i transferăm pe toți. E bine, și Cubarsi, Hato, Scalvini și Silva vin la echipă, 4 jucători foarte, foarte buni. E bine, și acum cu Antonio Silva, Scalvini, Cubarsi și Hato, eu zic că echipa arată destul de bine, chiar destul de bine. Trecem la următoarea poziție, care este un right back și un left back. O să transferăm desigur 3 jucători, un left back și un right back. E bine, și la left back și right back avem aici pe Balde, Udoghi și Gusto. 3 jucători chiar foarte, foarte buni, foarte tineri și deja au overall destul de mare, 81, 82 și 80. Sunt sigur că o să joace acolo foarte, foarte bine, ba chiar Balde are 89 potențial, chiar foarte bun, așa că haideți să-i transferăm pe toți 3. E bine, și Balde, Udoghi și Gusto vin la echipă, 3 fundași lateral foarte, foarte buni, cu siguranță o să rupă. E bine, și am completat linia defensivă aceea cu Gusto, Balde și desigur Udoghi pe banca de rezerve, trecem în mijloc. Unde nebunii aici, jucătorii sunt foarte, foarte buni. Desigur că o să-i luăm pe cei mai buni, chiar dacă o să coste cât o să coste, o să-i luăm pe cei mai buni. Și aici o să luăm 5 mijlocași, o să luăm 3 în primul 11 și 2 pe banca de rezerve. E bine, și la mijloc avem 5 jucători foarte, foarte buni. Avem pe Jamal Musiala, Jude Bellingham, Florian Wirtz, Zaire Emery și Pablo Gavi. 5 mijlocași de senzație, efectiv foarte, foarte buni, care în EFC25 au un potențial imens, efectiv imens, și noi o să-i transferăm efectiv pe toți 5, așa că haide să-i transferăm. E bine, și ne-am făcut armată cu 5 jucători transferați, 5 mijlocași de senzație. E bine, și acum cu acest mijloc echipa arată extraordinar de bine. Bellingham, Wirtz și Gavi acolo în mijloc și pe banca de rezerve Zaire Emery cu Musiala arată efectiv fenomenal. Trecem la atac, unde aici efectiv avem niște jucători uimitori, dar desigur că prima oară transferăm un right winger. E bine, pe right winger avem desigur pe Lamine Yamal, 17 ani, 81 overall, foarte, foarte bun. Și al doilea jucător este desigur Bakayoko cu un potențial destul de mare, 88, este cam singurul care avea și 21 de ani. Așa că haide să-i transferăm pe amândoi. E bine, și Bakayoko împreună cu Lamine Yamal vin la echipă, 2 right winger foarte buni.
E bine, și acum atacul începe să arate foarte, foarte bine. Îl avem pe la minimal și pe Bakayoko pe banca de rezerve. Trecem la atacant. Iar în atac avem doi jucători foarte buni. Endri, care este un atacant foarte, foarte bun de la Real Madrid, desigur, și Sesko de la RB Leipzig, care este un atacant la fel de bun, poate mai bun, nu știu care e mai bun dintre ei. Însă Endri are potențialul de 91, iar Sesko de 88, potențial foarte, foarte mare pentru amândoi, așa că haideți să-i transferăm. E bine, și Endri cu Sesko vin la echipa noastră, o să ne ajute foarte mult, pentru că au potențialul foarte mare. E bine, și acum atacul arată foarte, foarte bine. Mai trebuie, desigur, un left winger, însă Endri cu Sesko o să ne ajute cu siguranță foarte mult. Trecem la left winger. Iar pe poziția de left winger îl avem, desigur, aici pe Garnacho cu Savinho. Doi jucători chiar foarte, foarte buni, mai ales Savinho, 82 overall, foarte bine pentru el. Un jucător de la Manchester United și un jucător de la City. Haideți să-i transferăm pe amândoi. Iar Savinho cu Garnacho vin la echipă, doi left winger foarte buni cu un potențial imens. E bine, și acum cu left winger nostru Savinho și Garnacho am terminat echipa noastră, care are foarte mult potențial să ajungă cea mai bună echipă din lume, pentru că avem aici toți jucătorii pe fiecare poziție cu cel mai mare potențial. Iar acum haide să simulăm sezonul cu numărul 1, să vedem ce reușește să facă echipa noastră cu full potențial. Sezonul cu numărul 1 este gata și echipa arată foarte, foarte bine. Sesko la 85, la Miamal la 84, Bellingham la 92, chiar a crescut foarte, foarte mult echipa. Restez la 83, e incredibil, dar însă avem niște scăderi. Musiala aparent a scăzut pentru că l-a făcut un cam și după aia înapoi în cam, dar pare că nu a reușit aici ceva. Totuși nici Endrick, 78 overall, din păcate pentru el. Sesko clar a jucat mai mult, iar echipa per total arată chiar foarte, foarte bine. Iar la stats vedem că este aici Sesko cu 20 de goluri, incredibil, ce sezon bun pentru el. În Premier League, Bellingham aici cu 17 goluri și 12 asisturi, chiar foarte bine a jucat echipa. Iar în Premier League se pare că trebuie pe locul 2, foarte, foarte bine pentru primul sezon, 71 de puncte în fața lui Manchester City. Totuși aici Arsenal câștigă cu 78 de puncte. În Emirate SFK se pare că pierdem în finală versus și la West Ham, din păcate. Nu reușim, din păcate, să câștigăm Carabao Cup, câștigă aici Arsenal. Iar în Champions League terminăm pe locul 22, unde în play-off am bătut aici pe Lille cu 4-3 la general. Însă în Round of 6 ne scoate aici Leverkusen cu 5-3 la general. Auci! Și se pare că câștigă Leverkusen, ok, ok. Mergem direct să simulăm sezonul cu numărul 2, spune ce reușește să facă echipa noastră în continuare. E bine, și sezonul cu numărul 2 s-a terminat și el, hai să vedem cum arată echipa. Și arată foarte, foarte bine, la minimal, la 87. Se pare că Garnacho a luat aici locul lui Savinho. Bellingham la 94, Restez la 85. Chiar a crescut foarte bine aici echipa. Musiala în sfârșit a venit înapoi la overall-ul lui. Însă, da, nu putem să-l punem ca un câm, din păcate. Sesko mai vedem că a ajuns la 89, chiar a crescut foarte bine echipa. Vedem totuși dacă a și câștigat ceva. Totuși la stats-uri, hai să vedem cine este. Este Garnacho cu 25 de goluri, ok, ok. Bellingham în spate cu 23, Sesko cu 23 și la asisturi este Wirtz cu 10 asisturi. Iar în Premier League se pare că reușim să câștigăm din al doilea sezon cu 78 de puncte. Bine acolo, reușim să câștigăm. Chelsea în spatele nostru, ok, Chelsea. City se pare că este tocmai pe 9. Wow, ok, ok. Însă din păcate nu reușim aici să câștigăm Emirates FA Cup, câștigăm Manchester City. Aparent sunt scoși de Chelsea. Iar Chelsea câștigă Carabao Cup, ok. E interesant, interesant. Iar noi aparent suntem scoși de Burnley. Iar în Champions League se pare că terminăm pe locul 30. Destul de grav, nu știu dacă am trecut mai departe. Da, și aparent nu am trecut mai departe la playoff. Din păcate nu avem nicio șansă în Champions League. Merge repede în continuare să simulăm și sezonul cu numărul 3, să vedem ce reușește să facă echipa potențialului, sau cum vreți să numiți, în continuare. E bine, și iată că sezonul cu numărul 3 s-a terminat și el foarte rapid. Hai să vedem cum arată echipa. Și arată foarte bine, însă gustul este accentat acolo. Totuși Bellingham la 95, Tesco la 92, la minimal la 90 overall, chiar a crescut foarte, foarte mult echipa. Din păcate nu putem să-l folosim aici pe Musiala cam, dar e ok. Iar la stats-uri vedem că este Sesko cu 34 de goluri, foarte bine acolo. Bellingham în spate cu 21 și la asisturi se pare că este Wirtz cu 10 asisturi. Însă de data asta nu mai câștigăm Premier League, suntem tocmai pe locul 4
68 de puncte am reușit să scoatem. Totuși, câștigă aici Manchester City cu 85 de puncte. Totuși reușim să câștigăm FA Community Shield versus cei de la Manchester City cu 3-1. Din păcate nu câștigăm Emirates FA Cup, este aici Chelsea, și nici Carabao Cup, este tot Chelsea aici. Iar în Champions League vedem că terminăm în tabel pe locul 3, incredibil, pe locul 3 cu 17 puncte, unde în round of 16 dăm de Bayern care ne scoate cu 3-2 la general. Da. Ok, și câștigă PSG. Și ne-am teleportat instant în sezonul 4. Unde continuăm acea simulare și o să vedem ce reușim să facem. Și iată că sezonul 4 s-a terminat. Hai să vedem cum arată echipa și se pare că arată destul de bine aici. Garnacho la 90, Sesco la 94, Bellingham la 96, Lamine Yamal la 92, chiar crește foarte, chiar foarte mult echipa. Iar la goluri se pare că este în continuare Sesco cu 34 de goluri. În spatele lui Garnacho și după aia Bellingham cu 23 de goluri. Iar la asisturi este Garnacho cu 13 asisturi. În ligă, din păcate, se pare că terminăm pe locul 5. Asta înseamnă că în următorul sezon nu suntem în Champions League, din păcate. Reușim doar 66 de puncte la egalitate cu Liverpool, însă ne-a bătut la golaveraj. Câștigă Manchester City aici. Aston Villa se pare că câștigă Emirates FA Cup și Carabao Cup câștigă aici Bournemouth. În Champions League totuși terminăm pe locul 4, foarte bine acolo, unde vedem că în round of 16 am jucat versus și Atletico Madrid și am bătut cu 4-1. În quarterfinal se bate pe cei la Inter cu 4-3 la general și în semifinală îi spargem pe cei la Borussia Dortmund cu 6-3 la general, iar finala a fost jucat versus și la Manchester City. Hai să reușim să câștigăm finala totuși. 3, 2, 1 și reușim să câștigăm finala UEFA Champions League, mă, bine, mă, bine, mă. 4-3 batem pe cei la Manchester City și am avut foarte mare noroc pentru că în ultimul sezon, sezonul 5, nu suntem în Champions League, deci am reușit până la urmă să câștigăm la limită. E bine, și iată că simulăm și ultimul sezon, sezonul 5, să vedem ce reușim să facem cu echipa potențialului. Ok, și se pare că Sescu câștigă balonul de aur fără ceremonie, fără nimic, nu înțeleg ce s-a întâmplat, efectiv. Am căutat să văd dacă a câștigat unul dintre jucătorii noștri și aparent a fost aici Sesco. Oricum, chiar a meritat, chiar a meritat. E bine, și ultimul sezon, sezonul 5, s-a terminat. Hai să vedem cum arată echipa noastră și arată foarte, foarte bine Bellingham la 97 overall. Clar, cel mai bun jucător de la noi echipă, Bellingham, însă și ceilalți jucători au crescut destul de mult. La goluri vedem că este Bellingham cu 32 de goluri, Sesco cu 31 și Garnacho cu 18 și la asisturi este Virts cu 16 asisturi. În Premier League vedem că data să terminăm pe locul 2. Totuși nu câștigăm. Câștigă aici Manchester City cu 89 de puncte, însă în acest sezon ar trebui să fim în Champions League pentru că am câștigat Champions League, deci ar trebui să fim în Champions League. Totuși, până la Champions League vedem că aici câștigă Chelsea în Emirates FA Cup, însă în Carabao Cup în sfârșit câștigăm și noi, câștigăm cu 2-1 versus cei de la Arsenal. Și câștigăm și UEFA Super Cup cu 2-0 versus și la Frankfurt. Iar în Champions League terminăm tabelul pe locul 5, foarte bine aici, unde mai departe în round of 6 o scoatem pe AS Monaco cu 4-3 la general, în quarterfinal o scoatem pe Juventus cu 3-1 la general, însă în semifinale ne sparge, efectiv ne sparge Real Madrid-ul cu 5-1 la general și câștigă, AC Milan, ok, mă ajutam să câștige Real Madrid, dar ok. Ei bine, și cam astea au fost 5 sezoane petrecute cu acești jucători foarte, foarte buni care au crescut destul de mult. Sincer, mulți n-au crescut așa cum ar fi trebuit, cum ar fi Lamine Yamal, nu a crescut până la 94 sau Scalvini până la 88, dar eu zic că s-a descurcat destul de bine. Nu uitați acolo în comentarii să îmi lăsați multe idei de videoclip, să verificați link-urile din descriere, iar dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, poate reușiți să strângem 100 de like-uri, m-ar face fericit foarte, foarte mult. Să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, să activați și clopoțelul. Am fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!